Salutare feciori și mândre de pe zona internetului. După cum știți, am avut concursul Next Big Vlogger care s-a desfășurat pe o durată de timp enormă, pe o durată paleoliticului, neoliticul, a fost o lună și ceva și acum s-a încheiat perioada de alegeri de una alta. Am selectat cei doi câștigători, mai exact voi ați selectat unul dintre câștigători, iar pe celălalt l-am ales eu, sper să fie alegerile cele mai bune și să câștigăm Next Big Vlogger cu acești doi concurenți. Acum o să vreau să-i sun pe cei doi câștigători și să vi dezvălui, bineînțeles. Cel ales de voi este Costel Bulgaru sau Cadi, cum îi se zice în cercurile siciliene și cercurile șmechere adevărate. Și câștigătorul ales de mine este Alin Coman. Cei doi o să meargă mai departe în bootcamp, urmând ca unul dintre ei să se ducă până în marea finală și, bineînțeles, să câștigăm acest titlu, să triumfăm în această mare competiție. Next Big Vlogger. În momentul ăsta o să-i sun pe cei doi. Prima dată o să-l sun pe Costel Bulgaru ca să vedem o reacție de la el. O să-l sun pe FaceTime. O să fiu ca un fel de Gavril pentru el. Hai să vedem. Salut, Cadi, ce faci? Salutare, ce faci? Te sun în legătură cu o chestie, știi că a fost Next Big Vlogger-ul și una alta? Da. Faza e că nu se mai ține. Păi, de ce? Nu, nu, glumeam, am vrut să te anunț prin telefon, vezi că ești filmat, am vrut să te anunț prin telefon că n-ai, ai câștigat la votul publicului. Chiar mă, m-ai luat prin surprindere, un pic, dar mă bucur dacă zici că se mai ține totuși, e, e de bine. Se organizează totul, stai liniștit. Bănesc că te bucuri una alta, da. Te mai sun o dată să ai o reacție. Mamă, nu pot să cred! Isteric, dacă poți să fii mai isteric. Mă bucur mult și abia aștept să ne vedem acolo, să ne apucăm de treabă. Perfect, perfect. Baroane, atunci ne auzim luni. Bine, hai, perfect. Spor. Zi faină, spor la tot ce faci. Zi faină, pa, pa. Zi la fel, pa, pa. Bă, ce reacție. Ce reacție. Foarte tare, Costel. Adică e în top 6, clar. Acum îl sunăm pe alesul meu, Alin Coman, care a avut un clip despre profesori. Azi am dat friend request și lui. Alo? Alo? Domnul Coman? Da, spuneți domnul. De ce te-am sunat, Aline? Auzi? Spune. Ai să-mi dai 200 de lei până în marțea viitoare? Da-mi dai 300 dacă dau. Nu, 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 așa, cu două bănți din astea nu... Am vrut să te anunț că ești în top 5 la Next Big Vlogger și să te felicit. Mersi frumos, da. Erai în top 2, dar ai căzut pe 3, asta este o zi plăcută, salut. Nu, am vrut să te anunț că te-ai calificat mai departe, ai fost ales de mine. Da. Da, da, mi-a plăcut foarte mult cămașa ta din clip și... Perfect, perfect. Hai că ești pe unul, nu mai ești pe doi, gata. Ești primul. E filmată conversația și na, poți să ai o reacție. Te mai sun o dată ca să nebunești pe apel? Dacă vrei, da, vrem să facem așa, da. Lăsăm și partea asta și poți să urli acum o dată de bucurie. Și... Bă, mersi! Wow, cât entuziasm! Bă, mersi! Perfect, băi. O să ne vedem luni și începem treaba în bootcamp. Luni unde trebuie să fiu? O să îți comunice cei de la Coca-Cola. Îți dai seama când... Prin Dubai pe undeva, nu? Da, mă așteptam. Perfect, boss. Perfect. Mersi frumos. Hai, felicitări încă o dată și să fie cu... Mersi, cu spor. O zi faină, pa, pa. Ciao. Ok, astea au fost cele două conversații crazy. Mega crazy, ați văzut ce nebuni sunt amândoi și... ai mei se manifestă mai greu pentru că ai mei așteptă să câștige întâi. Dar ne vedem începând de luni în bootcamp-ul Coca-Cola, Next Big Vlogger, unde o să concurez alături de acești doi viteji, de acești doi spartani, care se vor duela pentru titlul de Next Big Vlogger și cu care sunt sigur unul dintre ei o să câștige. Așa că vă invit să fiți alături de noi, să lansăm următorul mare vlogger al României. Go vlog or go home!